Ați dat simulare? Da, două am dat. Separat de ale oficiale. Hai cum să discutăm asta. Ești dispus? Sunt lucruri care, la care putem răspunde împreună. Deci, să calculeze modulul numărul complet Z. Hai, ștergi un pic tabla. Tot pe tine trebuie, că scrii frumos mai ales. Eu? Da. Față de mine, categoric scrii frumos. Da? Deci, ce zici acolo? Calculezi modulul numărul de complet Z. Da. Z egal cu 1 plus I plus I la 2 plus I la 3 puncte puncte plus I la 6. Așa. Asta, nu? Păi și stai pe gânduri. Unde gândești, te gândești? Să fac ora 10? Să face. Păi calculează că-ți face. N-ai ce faci. E la doua știi că-ți face. Da. Deci Z egal cu. Z egal cu 1 plus I minus I minus 1 minus I plus I la 4 cu 1, da. Plus 1 I la 5 minus I. I, I. Nu că I la 4 ori I. Și I. Da. Și după va fi minus I ori minus I. Nu, păi I la 6, I la 4, I la 2. I la 4 e 1, I la 2 e minus 1. Minus 1. Deci, încă o dată. Ai zis cât? 1 plus I minus 1 minus I plus 1 plus I minus 1. Și egal mai departe, le ducem termenul asemenea. 5 de aici, 5 de aici, minus 1, 1 minus 1 și 1 X. Deci, egal cu I. Deci, I la A. Z-ul acela. Z-ul era cu I. Și atunci modul din Z. Egal cu? 1. Păi, I egal cu Z. I ori 1 și plus 0. Plus 0. 0 plus 1, I. Și parte A-ul este 0 și B-ul este... Da, nu trebuie să te gândești la scrierea să da. Radical din A pătrat plus B pătrat este modul 1. Deci vine cât? Radical din 1. 1. Și egal cu 1. Radical din 1 e egal cu 1. Da? Da, nu o să scrie așa. Și cu asta am făcut prima ieșiță. Deci, prima ieșiță a fost la nivelul clasei a 10-a, nu? La 10 sau la masa numărul complet, nu mă știu. Nu, și la anul, la 9 începe. Da? Da. Da? Așa. Fie funcția F, definită pe R cu valori în R. Evită pe R cu valori linear. Având exprimarea următoare, f de x egal cu minus 2x pătrat plus x. Să se adune valoarea maximă a funcției. Max de f de x egal cu max de f de x egal cu semne întrebare. Păi valoarea maximă, adică maximul de... E 3 greci. Da. Dacă îi faci un tabel de valori, un tabel de valori, adică cum știm noi să facem tabelul, x sunt de la minus infinit la plus infinit, iar y-ii sunt cei care obțin după rețeta asta. Da. Și se zice, pentru x egal cu 0, pentru x egal cu 0, rezultă y este imaginea 0. Pentru x egal cu 1, ar fi minus 2, plus 1, minus 1. Deci pentru 1 face minus 2 plus 1, minus 1. Pentru x egal cu 1. 2. 2 la 2 a 4, ori minus 2, minus 4, plus 2,
minus 2. Deci 4 minus 2 minus 8. Minus 8 plus 2, minus 6. Minus 6. 3. 3 la 2, 9. Minus 18. Plus 3, minus 15. Minus 15. Și rămâne 4. Să observă că tot din ce cerere mai mici, nu? Negativ. Da. Dacă dăm minus 1. Ia să vedem dacă dăm minus 1. Ar fi minus 2, minus 1, minus 3. Că e minus 1 la a doua va fi 1, ori minus 2, minus 2, minus 1, minus 3. Minus 2, minus 8, minus 10. Minus 2 la a doua 4, ori minus 2, minus 8, minus 8, minus 2, minus 10. Așa. Și mai departe, ia-ți zicem că aici scadă cel mai mult. Pare să fie 0, dar și numai numerele, numai numerele întregi, x și numai întregi au voie, nu au voie să fie și fracții, și numere raționale. Deci, acuma, dăm drumul cu alte valori. Hai să dăm, dacă e între 1 și 2, nu, trendul se vede de la, în 1 e minus 1, în 2 e minus 6. Trendul de scădere. Pe acolo, pe acolo, în zona aceea. Ia să dăm minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Așa. F de minus 1 pe 2. F de minus 2 ori 1 pe 4. 1 pe 4. Minus 1 pe 2. Și ar fi 2. Minus 1 pe 2, minus 1 pe 2 și minus 1. E mai bine, dar tot negativ rămâne. Minus 1 pe 2. Hai să dăm... 1 pe 2, care e din zona dintre 0 și 1. Minus 2, ori 1 pe 4, plus 1 pe 2. Minus 4 pe 1. Cât face minus 1 pe 2 plus 1 pe 2? 0. Tot 0? Da, 0. Da. Foaa, ce tare. Adică în 0... În 1 pe 2, deci imaginea în 1 pe 2 este tot 0. Foarte tare. Și la 1 e minus 1, până în dreptul lui 1, da. Minus 1. Așa. Păi atunci cred că dacă îi dau 1 pe 4, ai obține cea mai tare valoare. Când 1 pe 4 este între 0 și 1 pe 2. Ar fi 1 pe 8. 3 pe 8. Ar face așa 3 pe 8. Deci am cât o dată acolo minus 1 pe 8. Am plătit și cu cât cu 2. 2. Și 2 minus 1. 1 pe 8, parcă. Că 2 minus 1 nu face 1. Deci 1 pe 8, ai dat pe o valoare pozitivă. Cea mai mare valoare, poate să fie asta cea mai mare. E undeva în mijlocul între 0 și 1 pe 2, este 1 pe 4, acolo, între ele. 1 pe 4 și imaginea 1 pe 8. Asta pare să fie cea mai mare valoare. Eram cât pe cer să luăm pe 0. Dar vezi? Da, e teribil de important. Și acum Răzvan se uite la mine foarte trist și spune, păi dar și așa se face chestia asta. Păi dăm doi toate X și ea și ea. Păi că între 0 și 1 pe 4, între 0 și 1 pe 4, de unde știm noi că nu mai găsim un alt X pe acolo strecura sau între 1 pe 4 și 1 pe 2? De ce să spun eu că am pus mâna pe 1 pe 2 și cel mai tare punct? Ce părere, ce facem? Ne punem la încurcătură. Cu întrebarea asta știi că eu n-am ce să-i răspund. Tu, Andreea, ce-ți poți să-i răspunzi? Așa, la provocarea asta care ne-o face el acum, ne-o propune,
de a încerca altceva, că el spune altceva, nu-mi place așa, că dau toate valori, dar s-a înțeles care e mecanismul, nu? Că printr-o funcție ce se întâmplă? S-a obținut Y. Și problema este a afla maximul dintre toți Y-ii care apar. Maximul, cel mai mare punct de acolo. Alo. Doamne, sunt într-o lecție de matematică, sunt în direct acum și nu pot răspunde. După 10. După 10. Deci, acum sunt în lecție, n-am făcut. Da. Bine. Deci. Altceva, altă șmecherie trebuie să spună. Răzvane, tu ai vreo idei? Cu mine de arătat spre 4 ani. Dar ce cu ăla, măi? Ai vârful parabolei. Deci, vârful parabolei înseamnă așa. Ai două coroane, un X și un Y. Da. Și ăla trebuie să fie cel mai de sus, nu vârful parabolei. Dacă e cu ramurile în jos și vârful în sus. La noi așa este? Parabola asta e cu ramurile în jos și cu vârful în sus? Hai să o reprezentăm graficul. Hai să facem graficul. Ce, avem perechile toate făcute acolo? Păi, pe 1 cu minus 1. Pe 1 cu minus 1, corect. Bun. Apoi, 1 pe 2 cu 0. Nu? Că 1 pe 2 e mai mult 0. Așa, uite aici. 0, 0. 0, 0 este. Așa. 2, 2 cu minus 6. 5, 6. Aici. Da. Minus 1 cu minus 3. Minus 1 cu minus 3. Minus 1 cu minus 3. Minus 2 cu minus 10. Așa am putea să minim. Și în 1 pe 4 e optime. Da. 1 pe 4, Y-ul e optime, adică întregul îl împărțim în 8. Adică jumătatea, jumătăți, jumătății. Și ăla pare, zicem noi că ar fi, dar n-avem niște argumente serioase. Numai că sesizăm că arată cam așa, cu vârful în sus și cu ramurile în jos. Nu parabola asta arată așa. Când arată așa și când arată invers, cu vârful în jos și cu ramurile în sus. Păi e așa când e punctul maxim și cu... Păi tocmai, are sens. Că ne indică punctul de maxim. Și asta când coeficientul x pătrat e negativ. Uite cât e coeficientul x pătrat. E minus 2. Minus 2. Deci când... Hai să plecăm la funcția de gradul 2. F de x egal cu ax pătrat plus bx plus c. F de x egal cu ax pătrat plus bx plus c. Ei, când au este negativ, deci, zicem, dacă A mai mic decât 0, atunci are rost să vorbim de maxim, că arată cu vârful în sus și cu ramurile în jos. Deci, atunci, există max de F de X. Există maximul dintre așa și valoarea maximului acela pe care îl căutăm egal cu minus delta supra 4A. Și se realizează. Maximul se realizează pentru x egal cu minus b pe 2a. Dar de unde este poate să știu eu? Răzvane, tu știi? De unde? Din cărți. Da. Nu mă trebuie să-i dibuim noi. Acum le dibuim. Cred că da. Cred că dacă chestia asta cu găsitul tuturor valorilor, nu știu ce, nu-i treabă serioasă, adică este interesantă, dar
Nu trebuie să dăm toate valorile. Eu am făcut-o pentru a atrage atenția, pentru a atrage voi atenția și mai ales celor care ne vizitează și ne vor vizita. Ca a pune problema maximului este a descoperi cel mai mare Y cu putință dintre toți care urmează acolo. Știi, aici nu trebuie să te rog oprești aici, nu? Da. Oamenii se duc acolo și într-o parte și da. Mai avem nevoie de seară? Nu mai avem nevoie de seară. Numai că am sesizat că trebuia făcut intervenția asta. Hai să plecăm de la funcție f de x egal cu ax pătrat plus bx plus c. F de x egal cu ax pătrat plus bx plus c. Egal cu spatele pe un factor forțat, a pe lângă x pătrat plus b supra ori x plus c supra a. Și egal cu a pe lângă, să formăm acolo un binom ca ai x la pătrat. Dar x-ul nu e jos acolo. Ce-ai făcut? L-ai băgat pe x, l-ai nenorocit. L-ai pus la numitor, n-avea cum. Deci b pe a ori x plus c pe a. Și acum ai nevoie de 2 ori x-ul. Vezi? Tu ai de x. Nu, înmulțești în parte cu 2. Da. Deci egal x pătrat o să scrie de desubt. Hai să așa. Cu a pe lângă. X pătrat plus 2x ori b pe 2a. Deci 2x ori b pe 2a. Ce părere ai bine? 2 cu 2 simplifică și am x ori b pe a ca înainte. E bine. Da. E bine. Plus, plus acum ai partea întâi. Deci ai așa. De 2 ori partea a întâi ori partea a doua. Da. Deci plus partea a doua la pătrat. Plus b supra 2a totul la pătrat. B supra 2a totul la pătrat. Așa. Am adunat b pe 2a la pătrat și scădem. B supra 2a totul la pătrat. Și plus c pe a. Deci, încă o dată, obiectivul nostru este să formăm un binom la pătrat. Aveam x pătrat. Un pătrat l-am avut. Apoi de două ori prima parte, adică e 2, n-am avea pe 2. Dar x-ul era acolo. E b pe a ori x. Am mulțit și am împărțit pentru un 2. Am sesizat că partea a doua e b pe 2a. Am ridicat-o la pătrat. Am adunat-o și am scăzut-o. Și am pus plus C pe A, cum era înainte, deci totul merge și lor, da? Egal mai departe cu A pe lângă. Acum strângem X. X plus B pe 2A totul la pătrat. Așa. Minus B. Minus B pătrat. B pătrat supra 4 sau 4 la pătrat. Plus C pe A. Și egal cu dedesubt A pe lângă, paranteză dreaptă, X plus B pe 2A lăsăm așa, X plus B pe 2A la pătrat. Și acum urmărim partea a doua. Ce s-a... același uitor. Corect. 4, am plus că mai plus 4A. Da, și bine. Minus b pătrat plus 4ac. Da. Totul supra 4 la pătrat. Da. Și închide paranteza. Stai să vezi că acolo ai făcut o greșeală. Fiindcă ai pus minusul în fața linii de fracții, Răzvane, ce greșeală are? A. Acolo e minus. Da. Așa. Bun. Și acum suntem foarte tare, foarte bine aranjați. B pătrat minus 4AC, să-l notăm cu ceva. B pătrat minus 4AC, notăm cu delta. Deci B pătrat minus 4AC. Egal cu delta. Și atunci vine A pe lângă X plus B. Da. Minus
Delta nu, supra... delta supra 4 a pătrat. Corect. Și ghidim paranteza. Și egal mai departe, hai să mulțim cu A-ul ăla din față. Da. Prin A, pe lângă X plus... X plus D supra 2A. La pătrat. Minus... A-ul delta. Supra, supra 4 a pătrat. A cu pătratul se simplifică și egal cu, schimb din nou f de x, arată astfel, f de x egal cu a pe lângă, a lângă x plus b pe 2a la pătrat minus delta supra 4a. Și să vedeți poanta cea mare. Dacă x egal cu minus b pe 2a, deci dacă x egal cu minus b pe 2a, atunci cât devine valoarea, atunci f-ul cât devine? Păi minus b pe 2a plus b pe 2a dispare, zero. Dispare și rămâne 0 și atunci? Și 0 ceva face 0 și rămâne minus delta pe 4a. Deci pentru x egal cu minus b pe 2a rezultă del, rezultă delta că, x egal cu minus delta că y-ul, cu, că y-ul da. Corespondentul ăsta, y egal cu minus delta supra 4a. Astea sunt coordonatele vârfului. X egal cu minus b pe 2a și y egal cu minus delta supra 4a. Deci vârful V, vârful parabolei V are coordonatele minus b supra 2a și respectiv minus delta supra 4a. Și acum, dacă A-ul este pozitiv, atunci un număr pozitiv înmulțit cu un număr pozitiv, indiferent ce x spunem aici, tot timpul va fi la pătrat, va fi pozitiv aici. Da. Și scădem ceva din el, deci va da tot timpul un număr, vreau să spun, în creștere. Cea mai mică valoare care se atinge, deci când au e pozitiv, cea mai mică valoare pe care o atinge minus delta pe 4a și se face pentru x egal cu minus b pe 2a. Cea mai mică, pentru că asta devine 0. Da. Și când există ceva, din el pozitiv se scade ceva. Deci putem spune așa, dacă a e mai mare ca 0, dacă a e mai mare ca 0, rezultă că f admite un minim, f admite un minim, adică putem vorbi de minimul funcției, f admite un minim, există un y cel mai mic, de coordonate, minim de coordonate, minus b supra de coordonate, da, mai spun, un minim, a, da. Și pui coordonatele. Da. Minim de coordonate, în paranteză. Minus b supra 2a. Minus b pe 2a. Și respectiv, virgulă, minus delta supra 4a. Valoarea minimului este minus delta supra 4a. Se atinge pentru x-ul minus b pe 2a. Da. Dacă au e negativ, atunci f admite un maxim. Pentru că dacă ai negativ, va da minus tot timpul aici. Cea mai mare valoare va fi asta. Un maxim de coordonate. Minus b supra 2a și minus delta supra 4a. Iată că am lămurit această enigmă, această problemă dificilă, foarte dificilă. Învățam mecanic. Minus b pe 2a și minus delta supra 4a. Și atunci, valoarea pentru funcția dată în exercițiul acesta, minus 2x pătrat plus x, are sens să vorbim de un maxim în cazul de față? Păi e mai mic ca 0 și da. Da, are rost, da, corect. Deci a egal cu minus 2, scriem chiar așa. Pentru funcția f de x, o scriu o dată, da. Pentru funcția f de x egal cu, ea avat deja, f de x egal cu minus 2x pătrat plus x, avem a egal cu minus 2. Deci rezultă există max de coordonate.
max de coordonate, minus B supra 2A și minus delta supra 4A. Adică max de coordonate egal mai departe, egal chiar, da. Egal în cazul tău. Păi minus B este minus X supra... Nu, nu, coeficientul lui A, minus 1 supra... Minus 1 supra... Minus 4. Supra? Minus 4, minus, minus 2 ori A. Minus 1 pe minus 4, adică 1 pe 4. Da. Știți, mitic, așa am găsit noi, pe 1 pe 4 era X-ul. Iar valoarea ne-a dat 1 pe 8. Ia să vedem. În cazul nostru, minus delta supra 4A. Păi, delta e... B pătrat minus 4AC. Adică 1 plus... Deci minus delta, delta e B pătrat, adică 1 la pătrat 1, minus 4, ori A, ori C, C-ul e 0, deci rămâne 1, da. Supra 1 supra 4 A, minus era acolo, da. Minus 1 supra 4, 4 ori, adică minus 8. 1 pe 8, așa era, deci așa ne-a dat și nouă. Deci nu neapărat să calculăm minus delta pe 4, ci pur și simplu facem f de 1 pe 4. F de 1 pe 4 așa ne-a dat, 1 pe 8. Deci rezultă că max de f de x, max, valoarea maximă a lui f de x, egal cu 1 pe 8. Asta e valoarea. Adică cel mai mare y cu putință. Și este 1 pe 8 și se realizează pentru x egal cu 1 pe 4. Numai atâta trebuie să le dată. Deci pentru ieșițul ăsta, A egal cu minus 2. Există max de coordonate minus B pe 2A și minus delta pe 4A. Egal cu 1 pe 4 și 1 pe 8. Rezultă că max de F de X egal cu 1 pe 8. Terminat. Atât. Două rânduri. Dacă știam suportul teoretic. Tu cum ai făcut aici? Asta l-am făcut. L-ai făcut, dar mecanic. Da. Mecanic. Adică asta vârful minus B pe 2A minus delta pe 4A. Ai pus acolo, dar n-ai știut care e miezul problemei. Acum îți dai seama ce fericitești. Nu? Vei vorbi mâine la școală tuturor colegilor că există prof online și că sunt lucruri făcute, clar, românește acolo. Păi da, am zis, chiar am mai arătat la... Și chiar... Da, am început să dezvolte colegii tăi. Să se rezolve ecuația. Logaritm pătrat din x plus 5 logaritm din x minus 6 egal 0. Din x... logaritm din x? 5 logaritm din x, nu baza x. Din x, x-ul este argument. A, da. Așa, minus 6 egal 0. Logaritm pătrat nu logaritm pătrat, logaritm. Logaritm. Logaritm baza, logaritm lg. E, da, trebuie lg acolo, nu log. Logaritm decimal, eu am dictat greșit. Logaritm decimal, da. Și nota logaritm din x, logaritm bază 10 din x egal cu t. Și atunci avem. Avem pătrat plus 5t minus 6 egal cu 0. Trebuia să punem condițiile ca x, trebuia să punem condițiile ca x să fie x strict mai mare ca 0. Deci argumentul, da? Haideți să punctăm asta. Există logaritm baza din B. Există logaritm baza din B, dacă și mai dacă sunt îndeplinite condițiile. A o să fie mai mare ca 0 și diferit de 1. Da, am mai mare ca 0 și diferit de 1. Și B o să fie strict mai mare ca 0. B strict mai mare ca 0. Aceste lucruri trebuie foarte bine știute când vezi un logaritm. În cazul nostru, baza 10 e mai mare ca 0 diferit de 1. Și noi am punctat doar că x strict mai mare ca 0. Ce de t1, 2 egal cu? Minus 5, plus 5, b pătrat plus 5, 6, supra... minus 4,
7. La 2. Și la 3 sunt minus 5, minus 7, minus 12 pe 2, minus 6. Da, minus 6 și? Minus 5 plus 7, 2 pe 2, 1. Da. Era problema ce numere adunate să facă, adunate să facă 5, 5. Și mulți, să facă minus 5, minus 5 și mulțit să facă minus 6. Minus 6 și 1 sunt cele două numere așa cum le-ai spus. Acum e data substituției și zice, ce era Teo? Teo era logaritmul față. Logaritmul față, logaritmul față. X. Că calcul minus 6. Și atunci înseamnă că egal cu 10 la minus 6. 10 la minus 6. Și apoi x egal cu 1 și x egal cu 10. X egal cu 10, dar 10 la minus 6 are rost. 1 pe 10 la 6. X trebuie să fie mai mare ca 0. Și este. 10, la minus 6 este un număr pozitiv. În concluzie, ambele valori sunt bune, 10 și 10 la minus 6. Și am rezolvat ecuația asta, să vedem un alt punct. 4, da. Să găsească numărul, să determin numărul funcțiilor f definite pe mulțimea 0, 1, 2, 3 cu valori în 0, 1, 2, 3 care au proprietatea că f de 0 egal cu f de 1 egal cu 2. F de 0 egal cu f de 1 egal cu 2. Este determin numărul funcțiilor. Să le numărăm, să aflăm câte sunt, da? Care au proprietatea asta, că f de 0 egal cu f de 1 egal cu f de 2. Egal cu f de 2 sau egal cu 2? F de 0 egal cu f de 1 egal cu 2. Este spin. Eu zic să le, să le încercăm să le scriem. Facem prin diagrame. Deci mulțimea asta cu imaginea mulțimea cealaltă. Așa. Și ai obligația cu f de 0 să facă f de lui 0 să-i pui 2 și lui 1 tot 2. Așa. Și acum, cu celelalte, cu 3 și 4, descurcă-te tu. Cu 2 și 3. 2 și 3, da. Putem să punem la 0, prima dată, pe atât 2 și 3. 3 la 0. Corect. Asta e o funcție. Și 2 și 3 la 0. La 0. Apoi. După putem să uităm pe amândoi la 1. 1. Pe urmă la 3, da? Ai, la 3. Ai deodată 3. 3 cazuri. 3 cazuri. Odată, 2 la 0, 3 la 1. Da. Și le inversăm. 3 la 0, 2 la 1. Sigur că da. Deci îți rămân 3 elemente. Practic ți-i rămân 3 elemente. 0, 1 și 3. 3. Da. Pe care le poți permuta. Permuta. Da, le poți permuta. De fapt, ia să vedem. Aici este trei elemente, da? 0, 1 și 3. Și le iei câte una, adică câte una, una, două, trei. Ar fi combinat de trei luate câte unul, nu? Da. Când le iei câte una. Apoi combinări 3 la 2. Așa, apoi combinări 3 la 3. Combinări de 3? Nu, la 3. Deci, combinări de 3 luate câte una, când ai luat pe fiecare 0, 1 și 3, când ai zis pe amândouă, da? Pe urmă, combinări de 3 luate câte 2. Aici. Deci, ai zis una aici, îl păstrez pe 2 aici. Și pe 3 reduci aici și aici. Da. Apoi, îl, pe 1 îl păstrez. Și duc la 0 și la 3. La 0 și la 3. 0 și 3
nu înseamnă 3 și 0. 0 și 3. Așa, și iar ăsta aici și pe urmă la celălalt îl duci la 1 și la 0. Deci vine 3 ori 2, parcă, nu? 6 ar veni. Încă o dată, reluăm. Deci, când luăm câte una, 1, 2, 3, 3 funcționată. Da. Când le duci câte două aici. Când le duci, păstrezi pe 0 și cu 3-ul te duci la 1 și la 3, păstrezi pe 1 cu 2, da? 2 la 1 și 3-ul 0 și 3 și 3-ul aici, 2-ul aici și 3-ul are două variante, 0 și 1, dar la fiecare poziție a lui 2 ai câte două, 2 ori 3, 6, nu? Da. Deci ai avea o dată 3. 3 când ai dus pe când 2. La 2 la 1 și... Așa, și ai 3 odată. Plus 6 am numărat. Da. Și hai să mai vedem dacă mai avem și varianta când 3-ul e aici și 2-ul ia 1 și 3. Și 3 și 1. Da? Da. Deci cum am făcut cu 2-ul pe care l-am luat pe rând aici, 2 care imagine pe 0 și 3-ul s-a dus așa la astea două. Acum schimbăm situația. 3-ul aici. Și 2 e dat de situația la 1 și 2 la 3. 2 la 1 și 2 la 3. Da. Pe urmă, pe 3 îl duc la 1. Și 2 la 0 și la 3. 2 la 0 și la 3, da? Și încă 6 ar veni, nu? Plus încă 6. Și cam asta ar fi, nu? 15 am găsit noi. Tu, câte ai găsit? 16. 16? Cred că mai este încă una. Care o fi aceea? În care lăsăm câte un element liber. Deci să luăm și toți colegii găsit 16 au găsit? Majoritatea, da. 16 au găsit. Pe care ați găsit-o voi în plus? Mă, hai să ne desenăm, dar nu pierdem timp. Da. Dar, ca tehnică de lucru aici, eventual, am scăpat noi una aici, nu-mi dau seama. De ați găsit 16 mai toți. Dar așa trebuie făcut, nu? Așa trebuie făcut. Și acolo de văzut dacă sunt combinări sau sper aranjamente. Cred că aranjamente sunt. Oricum am pierdut mult timp cu numărarea mor. Cu asta, da. Le-ați desenat? Exercițiul ăsta. Nu le-ați desenat, dar oricum mi-a luat mult timp. Da, ca să le numări, să nu scape. Da. Sau să nu cumva să iei pe una de două ori. Și aici am o problemă, dacă nu v-am luat pe una de două ori. Dar mai analizăm. Când una din... Mai rămâne să mai studiez. Și așa mâine discutăm. Da? Mâine nu facem. Mâine e bine, nu? Da. Mâine nu facem. Și nici sâmbătă. Nici sâmbătă, da. De luni începem. Luni începem. Așa. Sistemul cartezian XOY în sistemul cartezian XOY se considera punctele O de coordonate 0, 0. A de coordonate 1, 2. B de coordonate 3, 1. Ne desenează tu. Reprezintă punctul ăsta. Păi, aici e 1. Deci, 0, 0. Da. 1, 2. Aici. Da? 1 și 2. Și 3, 1. 3, 1. 3, 1. Bun. Să găsim unghiul, găsesc măsura unghiului AOB. AOB. Da? AOB. Unghiul acela. Cum ai făcut, mă, cu asta? Eu? Deci...
Am aflat la, laturile cât sunt. Măritul, distanța. B și AB. Da. Da. Așa. Ești ce cerea? Și unghiul acela. Unghiul ce a făcut cu teorema cosinusurilor? Nu. Cred că teorema cosinusului, da? Da, da? Care spune așa, într-un triunghi oarecare, pătratul unui latur, AB pătrat, AB la pătrat, este egal cu OA pătrat, plus OB pătrat, plus minus de două ori, da? OA pătrat, plus OB pătrat, minus de două ori OA ori OB, OB, ori cosinusul unghiului așa. Deci și... AB pătrat egal cu OA pătrat plus OB pătrat minus 2 ori europeu, ori cosinus de A. Se calculează distanțele? Adică distanțele se mărește acolo și se află cos de alfa. Altfel, altfel, mai ați mai fi putut voi găsi unghiul acela? Geometria analitică? Fain de tot, mă gândesc la geometrie, mă gândesc la numere complexe. Cum se împar două numere complexe sub formă trigonometrică? Z1 pe Z2, Z1 supra Z2, egal cu modul din Z1 supra modul din Z2, mă cos de cosinus de alfa 1 minus alfa 2 plus i sinus de alfa 1 minus alfa 2. Și dacă ăsta, dacă îl gândim așa, ăsta să fie alfa 1 și ăsta să fie alfa 2, atunci apare alfa 1 minus alfa 2 chiar ăsta. Deci alfa 1 minus alfa 2 este chiar unghiul care ne interesează pe noi. Și ăsta este argumentul lui Z1 pe Z2. Deci alfa 1 minus alfa 2, zice și noi, alfa 1 minus alfa 2, sau zicem așa, unghiul AOB, 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 este egal cu AOB, este egal cu alfa 1, alfa A, ca să fie și mai clar. Alfa A minus alfa B, adică unghiul pe care îl face alfa A minus alfa B, și egal cu argumentul, argumentului Z indice A supra Z indice B. Nu? Este argumentul lui ZA supra ZB. Și hai să scriem numărul complex. Cum se scrie un număr complex când îi știi coordonatele? Aici este 1, cât este? 1, 2, 9? 1, 2. 1 plus 2. 1 plus 2. Deci ZA, Z indice A, 1 plus 2, Z indice B. Egal cu 3 plus I. 3 plus I. Și acum, să facem ZA pe ZB. ZA supra ZB egal cu 1 plus 2i supra 3 plus i, nu? Da. Și cum se împar două numere complexe sub formă algebrică? Se mulțește conjugata numitorului, deci egal cu 1 plus 2i pe lângă 3 minus i supra 3 plus i, pentru că 3 minus i. Și egal mai departe, zicem egal cu? 3 minus i plus 6 i. Așa. Plus 2. Plus 2. I pătrat e minus 1, plus 2 e plus 1. 9 plus 1. 9 plus 1. Și egal cu? 5.
plus 5i sub 10. Așa. Egal cu 5 pe lângă 1 plus i sub 10. Și simplificăm prin 5. Așa. Și egal cu 1 plus i pe 2. 1 plus i pe 2. Și egal cu 1 pe 2 pe lângă, poți să zici așa, egal cu 1 pe 2 pe lângă 1 plus i. Pe 2 pe lângă 1 plus i. Și acum, hai să scriem din forma algebrică în formă trigonometrică. Reprezentăm 1 pe 2, 1 plus i acela ne frământă. Și am văzut că e radical din 2 pe lângă cos de pi pe 4 plus i de pi pe 4, am frământ, da? Deci egal mai departe cu 1 pe 2 ori radical din 2 pe lângă cos de pi pe 4 plus i sinus de pi supra 4. Deci egal cu radical din 2 pe 2. Așa va da, nu? Radical din 2 pe 2 pe lângă cos de pi pe 4 plus i sinus de pi pe 4. Și care este argumentul acestui număr complex? Adică argumentul lui zeta pe zb, zicem, argument de zeta pe zb e egal cu pi pe 4. Și cine este argument de zeta pe zb? Este AOB. Unghiul care am vrea. Deci unghiul AOB e egal cu pi pe 4. Aceasta este o metodă faină de tot. Da? Nu-ți dă în cap așa ceva, da? Foarte frumoasă ideea, nu? Cu trecerea sub formă trigonometrică, practic, că ai făcut raportul, ai făcut și merge frumos. Acolo, la distanță, și acolo merge teorema cosinusului, nu? Pătratul unui lat, suma pătratelor celorlalte două, minus doi prosul lor, cosinusul dintre ele. Da, și acum, băi, n-am mai stricat, ba da. Mă gândeam dacă am întrebat sau nu. Am întrebat până înainte să începem asta. Așa, foarte bine. Merge mai departe. Ne-am dus la 4, la 5-lea. 5 la 6-lea. Hai că aici îți place ție foarte tare. Cum îi vorbiți? Trigonometrie, da, nu? Da, da, da. Știi că alfa e real? Da. Și sin de alfa plus cos de alfa egal cu 1 pe 3. Deci alfa plus sin de R și sin de alfa plus cos de alfa egal cu 1 pe 3. Să-ți calculezi sin de 2 alfa. Sine 2 alfa egal semn de întrebare. Te dai bătut? Păi simplu. Păi... Cum ai făcut? Ai ridicat la pătrat. Sigur că da. Te plăteam prima aceea la pătrat. Și atunci vine. Sine de alfa plus cos de alfa totul la pătrat. Sine de alfa plus cos de alfa. Totul la pătrat este egal cu 1 pe 3, totul la pătrat, nu? Și din atenție, am uitat să ridic 1 pe 3 la pătrat și am pierdut automatic de punctaj. Sigur că da. Și vine echivalentul. Echivalentul. Adică din nou la pătrat. De alfa pătrat. Da, simplu. Nu, nu. Nu e unghiul la pătrat, a, funcția. Sin pătrat, da. Sin pătrat de alfa. Da, plus 2 sin alfa cos alfa. Da. Plus cos pătrat alfa. Așa. Și egal cu 1 pe 9. Egal cu 1 pe 9. Echivalent cu? Sin pătrat plus cos pătrat este 1. Formula fundamentală, 1 plus 2 sin. Iar 2 sin alfa cos alfa este sin de 2 alfa. Da. Nu? Sin de 2 alfa.
este egal cu minus 8 pe 9, da? Că ai lucrat corect. Sper că ai lucrat, nu? 1. Am justificat aici, cu 9. Da, minus 8 pe 9. Are, e corect ca valoare, ca număr. E bine să zic așa că e minus 8 pe 9? Da, sinusul lucrează între minus 1. Sinusul lucrează, nu? Dă imagine între minus 1 și plus 1. Și valoarea minus 1, 8 pe 9 este cuprinsă între minus 1 și plus 1. De concluzie, asta era cât de simplu a fost și ce teamă ți-a fost. Pe măsură, da? Deci nu aveai motive să fii supărat. Eu zic că ne oprim aici, că mă băseala m-a cuprins complet. Am făcut legate cele trei ședințe și oricât mă dau eu de forțos, nu rezist așa prea mult. Primul subiect aici, ai și văzut și tu, Andreea, a fost la îndemâna clasei a 10-a cel mult. A fost logaritmul ăla. În rest, nimic. Practic, ne-am situat în clasa a 9-a și a 10-a. A fost și maximul funcție, ce e funcție de gradul 2, clasa a 9-a. De acum, la subiectul 3 și 4, văd că aici 2 și 3 parcă ar fi. Văd că lucrurile se complică un pic față de nivelul tău, Andreea. Așa că o să discutăm cu tine într-o lecție următoare. Care dintre ele ți-o dă bătaie de cap? Aș vrea, Răzvane, din ce am discutat până aici, la subiectul 1, cu ce impresie ai rămas tu așa? Ce anume ți-a plăcut? Ce am făcut astăzi? Da. Păi... Nu mai spun, combinările acelea sunt... Da. Chestiuni foarte interesante. Acela cu maximum, adică... Cum se stabilește maximul acela, nu mecanic, ci pur și simplu plecând, făcând pătratul perfect și minus B pe 2A și minus D pe 2A. Asta la 5, cu unghiul acela, OB. Nu știam de metoda asta. Da. Deci e foarte tare, foarte elegantă. Trebuie să zic că m-a sunat odată un elev, tot așa cum a văzut cum a sunat Florină, m-a sunat unul prin țară și a zis, domn profesor, hai ajutați-mă că dacă, cum să spun, fac subiectul ăsta, îmi ridic media. Și erau trei puncte în plan, Z1, Z2, Z3, nu, trei puncte A, B, C, vârfurile unui triunghi. Și să zicem, și A de Z de abscisă, A de, cum se numește, afix, nu? De afix ZA, B de afix ZB, C de afix ZC și punctele sunt coliniare dacă și numai dacă. Argument de ZB minus ZA supra ZC minus ZA egal parcă cu 0. Trebuia asta a făcut. Eu două probleme cu dacă și mai dacă, dublu implicații. Ei, am spus eu ce am spus la telefon, dar mult mai clară este situația că... Alo? Da, eu sunt. Da. Ursul de la Bacău. Nu, eu sunt. Un pic răcit. Da. Așa. Vă rog. Spuneți. Este o diferență între orizontal și sub o vertical? Sigur. Cam cu 30% producția este mai bună la stupul vertical. Și motivul este următorul. În stupul vertical, copiem cât de cât situația din scorbură. Nu? Deci albina când face fagurile, îl face așa lunguieț. Da? Ea e deranjată că nu o alergăm pe orizontală. Nu-i place asta. Ăsta e motivul. Da. Da. Și acum nu știam de care se punctură. Păi, acum vă răspund eu, că doar eu știu totul despre stupul ăsta.
Deci trebuie să vă zic că lucrăm în vertical noi. Dar fiindcă avem buzunarul acela, știți, sunt cele două cadre, v-ați uitat pe internet. Așa. Deci toată chestia e pe verticală. Numai că noi avem albina și în buzunărel pe care o ducem, o împingem după nevoi, după situațiile care se impun în producție, o împingem, băgăm chinești mai mulți, nu? La treabă. Și atunci de aceea producția crește mult față de obișnuit. Dar toate filmele mele acolo sunt, cred că sunt câteva sute de ore de film la apicultură, vorbesc despre performanța biostupului. Deci, dar nu facem niciodată nu facem așa, nu lucrăm orizontal. Deci tot timpul păstrăm grila pentru că și captăm varoa. Deci în spatele grilei, știți că este rama clăditoare la care avem accesul de câte ori vrem noi. Deci nu, chiar și în condițiile în care avem o singură familie și așa se va lucra vara mai ales, avem acolo în față, deci familia de bază, ea se extinde spre buzunărel, acolo mai creștem o mătcuță, nu? Mai perechem o matcă, la fel și în roinița deasupra. Deci, urmăriți filmele, repet, eu voi trece cât de curând la chestia asta și voi arăta. Excelent! Excelent! Perfect! 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 Ăla cu doar două rame în buzunărel. Doar două rame unde împerechem o matcă acolo, da? Creștem un nucleu de două rame. Și avem și roința aceea deasupra de două rame. Deci cu două mătcuțe care le avem tot timpul. Da? Așa vă recomand acela în varianta pastoral ca să vă puteți și mișca cu ele. Mă bucur mult. Mă bucur mult să aud așa. Mă bucur. Da. Acum chiar am încheiat o lecție de matematică. Chiar le spuneam copiilor că mă țin de pereți la 5:30. De la 5 am pornit lecții și uite, s-au dus ora 10, s-au dus 5 ore legate. Iată că v-am și răspuns sfinții tale la o chestiune de apicultură, așa că vă spun că am să încerc să mă retrag. Mulțumesc frumos! Doamne ajută-te! La revedere! Da. Oprim.